sunteți o moldoveancă puternică. A? Încerc. Da? Încerc. Și... ia ziceți-mi un ban cu moldoveni, știți? Vai de mine, când am venit în București și la litere, la facultate, și aveam colegi de peste tot din țară, dar nu știu de ce, că numai moldovencele erau luate așa mai în răspăr, și blondele. Da. Am auzit atâtea bancuri cu blonde și cu moldovence. Mai rău e când îmi mai spune soțul câte unul. Da? Da? Hai, ziceți-mi. Păi cel care mi se spunea de fiecare dată. Ia. Cum? Așa, mai auzeam așa pe lângă mine și pe urmă veneau și spuneam, nu, că am glumit. Care e visul și care e gândul moldovenilor când vor să plece la capitală, nu la capitală? Da. Că și eu am vrut la București, așa. Nu la Iași. Da. Da, știți cum e, că blujeam, jac îmi cumpăr, o lecuțică de bătaie știu, deci pot să plec la București. Așa și eu. Cam Luzi așa. Aveam, da? Jacă mi-am cumpărat de la obor. Da? Bătaie, o licuță de bătaie. Un pic de jujițu am făcut, da? În tinerețea, da. Prima tinerețe, și am venit la Ați București. Făcut jujițu? Am făcut jujițu. Păi s-a fost un incident, o nebunie.